Cutremurul de vineri noapte a fost resimțit și în Prahova, în mai multe zone. Stăm bine la capitolul sfaturi sau reacții ale cetățenilor. Nu la fel de bine stau însă autoritățile. Peste 50 de blocuri din Ploiești sunt încadrate ca având gradul 1 sau 2 de risc seismic. În realitate însă, numărul imobilelor care stau să se dărâme este mult mai mare, având în vedere că de mai bine de 7 ani în municipiu nu s-a mai făcut nicio expertiză în acest sens. Pământul s-a zguduit serios preț de câteva secunde bune. Ultimele date arată că seismul a avut 5,3 grade pe scara Richter. În Prahova nu s-a înregistrat nicio pagubă. Nu au fost apeluri prin serviciul unic 112 și nici pagube materiale. L-am simțit. Da. V-ați speriat? Nu. Bine. Nu dormeam încă, nu adormisem ca să mă trezesc din somn să... Da, asta e. Ați realizat că e... Da. Și ce ați făcut? Ce să facem? Ne-am trezit. Am stat să vedem dacă mai vine vreunul. N-ați vrut să fugiți afară? Nu. Sub o grindă? Nu. Stau la etajul 10. Și cum s-a simțit? M-am obișnuit că le-am întâmpinat pe cele mai grele și asta a fost mai ușor. S-a fost mai ușor, dar... V-ați speriat? Teama este tot acolo la Ploiești, cum se poate altfel. Sunt multe clădiri cu risc seismic în Ploiești. Da, sunt. Da, l-am simțit. A fost binișor, că n-a fost prea mult. Și nu ne-a deranjat că stau pe pământ și nu prea s-a mișcat așa. Nu sunt ca la bloc, știți? Dar v-ați speriat? Cum? V-ați speriat? Nu, dar nu să mă sper, că am trei până acum vreo 5 cutremure, cum să mă sperii? A fost puțin, dacă era mai mare, poate că mai mă mișca, dar așa a stat câteva secunde, n-a fost. Hai, știți ce aveți de făcut? Bineînțeles, mă scot de acolo și mă duc sub tot cu ușii. Da, nu ies afară, că s-ar putea să cadă o cărămidă. Inspectoratul pentru situații de urgență Prahova susține că în caz de cutremur oamenii trebuie să păstreze calmul, să nu intre în panică, să închidă sursele de alimentare cu gaze, să se adăpostească sub o grindă, sub tocul ușii, sub o masă sau un birou solid, să nu sară pe geam, să nu deschidă ușa, să nu pășească pe scări și să nu folosească liftul. Atunci când se află lângă clădiri, pe stradă, să se depărteze de acestea, pentru că pot exista pericolul să se surpe. Atunci când se află în autovehicul, să oprească și să stea în afara părții carosabile în acesta. De altfel, anul acesta a demarat un amplu program Nu Tremur la Cutremur, care are drept scop informarea populației cu privire la ceea ce trebuie să facă în cazul unui seism. Nu fugiți pe scări. Nu utilizați liftul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete interior sau adoptați o poziție ghemuit, acoperit și susținut de un obiect solid. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne.